Au vorbit împreună, dar s-au înțeles separat. Orban Barna și Kelemen n-au reușit să cadă la înțelegere și să încheie protocolul coaliției de guvernare. Așa că mâine, la consultările de la Palatul Cotroceni pentru stabilirea premierului, pe Iohannis l așteaptă o surpriză. Colega mea, Tatiana Cristal, a venit în platou cu mai multe detalii. Bine venit, Tatiana! Care e surpriza? Andrei, poate nu e chiar o surpriză, dar mâine președintele Claus Iohannis la consultările oficiale de la Cotroceni va avea trei propuneri de premier. Socialdemocrații îl vor propune pe Alexandru Raf Rafila, liberalii pe Florin Câțur, iar USR Plus pe Dacian Cioloș. După consultări, președintele este cel care decide pe cine desemnează premier. De altfel, Constituția îi permite să desemneze orice persoană pentru a forma guvernul și a obține votul de încredere în Parlament. De ce nu își pot împărți până la urmă puterea Orban, Barna și Chelemen? Discuțiile s-au blocat pentru că nu pot decide asupra formulei de guvernare. Ludovic Orban a propus ca cele trei funcții, premierul, președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului, să fie discutate separat. Discuțiile s-au blocat la împărțirea funcției pentru Camera Deputaților, care este disputată între Ludovic Orban și Dan Barna. Și pentru că discuțiile nu avansau. Orban a propus ca discuțiile în grupul care urma să încheie acordul politic de redistribuire a funcțiilor să se stopeze. Unica înțelegere este să, că va exista un acord politic antitraseis. Totuși, în grupul care discută programul de guvernare și împărțirea posturilor în Parlament, continuă negocierile. În afara acestor negocieri deschise au fost totuși întâlniri secrete. Cine cu cine și de ce? Da, există. Una sunt negocierile pe care vor să ne le arate, alta sunt întâlnirile secrete. Surse din Aur, noul partid din at în Parlament, spun că George Simeon s-a văzut și a discutat cu Marcel Celouacu de la PSD, dar și cu ai PNL. Aur susține că nu vor participa în nicio coaliție de guvernare, dar discută viitoarea configurație politică. Cu alte cuvinte, discută fiecare funcție din Parlament și guvern în parte și ar putea, putea vota punctual pe acestea. De altfel, cele 46 de mandate obținute de Aur devin importante pentru votarea unui nou guvern, fie format de PNL, fie format de PSD.